Mă numesc Nicla Ioan Romulus, sunt din Alba Iulia, mi se zice Romanul, la Romulus Romanul. Și așa mi-a rămas, așa mi-a porecla. Deci în seara asta gătim o ciorbă de miel cu gușită de mată. Rețeta asta o am de la bunici, e ciorba care se mănâncă la Paști. După ce trece postul, se taie mielul, se mâncă ciorba de miel, acră. Se pune ceapa, se pune pătrânjelul verde, se tocă, organe, se mestecă. După ce se tocă, se bagă tot ce rezultă din fiertură, se bagă în stomacul de la miel, se leagă cu oață și se pune la fiert în ciorbă. Îmi place mult să gătesc. Văd că vine cineva la mine și zice, bă, ce ciorbă bună ai făcut, ce friptură bună, ce pâine bună ai făcut, ce plăcinte, vai, plăcinte de astea n-am mâncat de mult. Am o satisfacție. Te simți un pic bine când omul e mulțumit. Pâinea asta care m-a dus-o de la Alba Iulia, am făcut-o la noi acasă în cuptor. Durează 4 ore până de când te apuci de lucru, până o termin. Foarte mulțumit de ce a ieșit. Este o rețetă de peste 100 de ani, poate și mai mult, care se face la noi în sat, toată lumea aproape gătește această ciorbă. Sunt convins că la șefi o să le placă ciorba făcută de mine. Ce avem aici? Ghiveci călugăresc, ca să scăpăm. Ghiveci? Paolo! Ia uite câtă coadă de ciorbă avem aici. Ma! Deci avem o ciorbă rădăuțeană. Ia uite ce am scos de aici. Hai, hai cu ciorba! Trei de ruși. Ma! Ce-i asta, frate? Bă, e ciorbă cu drob. E caltaboș? Caltaboș în ciorbă? Păi nu vezi că e băgat în... În maț. Maț. Asta e supa de la calta. Are și carne, mă. Are și zeamă și... Ce mâncare e asta, bă, frate? Ce asta? Cred că e tarpon asta. Stai așa. Tarpon, dar ce mâncare e asta? Ia văzut, e caltaboș. N-am văzut în viața mea. Băi, am mâncat ciorba asta. Băi, gânditorul de la Hamangia, ce face acolo? M-am mâncat, nu știu. Am mâncat tot ce se poate mânca pe lumea asta. Nu, nu, că e o chestie. Ce asta e pâine, Cătălin? Pâinea asta e de la noi, mă, Cătăline, mă. Ce ai, mă? Nu? Ok. Te legi de pâine, ai uitat de caltaboș. Nu mă leg de pâine, mă, leg de caltaboș, de toată asta, că am mai mâncat-o parcă pe undeva. Are organe, mă, seamănă drob, mă. Bă, asta e ciorbă de miel cu drob. Bă, am mai mâncat-o undeva pe asta. Ciorbă de miel cu tarhon și drob. Asta e pâine de aia care se vinde pe stradă, știi? Pâinea aia care o fac ăștia aia mare, așa? Și vând ei pâini. O, nu știu ce de-alea, pe la munte, pe undeva. Nu e, mă, că e prea bine tăiată. Au tăiat-o aici, mă. Aia după două zile așa se face. Înăuntru de aici e cioban, n-are cioban, 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 cioban. Românica, clar. Nu știu ceva, ce zonă asta, e. Dar nu știu ce să-mi spun. Iar stilul ăsta de gătit trebuie să fie peste 60 de ani, 60-70 de ani, doamnă. Eu am o singură problemă la farfuria asta. Pălinca, bă, frate. Pălinca, înainte de ciorbă. Iar vrei să le îmbătăm, să le facem criță? Da, luam o gură puțin, așa zic. Du-te, bă, de aici, Romane! A, vă cunoașteți? Da, bă, da. E ziua lui Scărlătescu. Vă salut, Florin. Bă, deci, m-am uitat la pâinea asta și mă întrebam ce-i cu ea. Fii de aici. Mori ce pâine face. Mori ce pâine face. Bă, ți-am zis unde să face pâinea asta și pe unde să vinde. Că am mai văzut-o și la Bucerdea Vinoasă, mă. Unde? Bucerdea Vinoasă. Bucerdea Vinoasă. De la mine. Da, țuică nu e acolo? Ba da, este. Și unde e țuică? Am uitat pe casă. Ți-au ai băut. Dar în ce zonă e Bucerdea Vinoasă? În județul Alba Iulia. Îmi cer mii de scuze, dar eu sunt curios ce-am mâncat. O ciorbă de miel cu gușiță de mață. Cu ce? Cu gușiță de mață. Intestinele de la miel. Așa. Organele și intestinele. Așa, da. Mielul să fie de lapte, nu să fie un miel bătrân. Și ați făcut practic un fel de drob? Un, da. O fier, am văzut acolo. Da, o fier să tocă cu cuțitul. Așa și ou crud, ca să înțelege. Da, se mănâncă cu ciorbă, așa? Cu ciorbă, da. Serios? Da, se mănâncă în ciorbă? În ciorbă. Ciorbă din gușiță de mață. Și e acrită cu ce? Cu tarcon și cu râncezală. Râncezala e untura de la porc care se leagă cu ață. Și acrește? Și se acrește, se face fața la ciorbă. Chisălită, că așa îi zice la mine. Chisălită? Chisălită, da. Chisălită. Dar unde găsești, mă, Cătălină, cu oamenii ăștia să mă... Deci, nu, face Romanul o pâine bătută. Mai că bătută. Asta e pâinea bătută. Asta e, când ea este din cuptor, e neagră, de iarsă toată. E de două zile făcută.
Am zis că două zile pâine. Da. Vezi, mă, că știu. Foarte și mai face niște pâine, pupe. Sunt fan pâine. Pupuri. Pupuri. Niște plăcinte de leșin, mă. Bă, pe ce limbă vorbiți, mă? Plăcinta cu varză. Plăcinta cu varză. Da, hai, nu numai cu varză. Păi zicem pupă, nu-i poți zice plăcinta cu varză. Pupă? Pup. 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 Azi fac pupuri în cuptor. E mișto. Domnul Roman, pentru că Scărlătescu vă cunoaște, eu nu vă cunosc. Povestiți-mi și mie. Aveți soție? Nu. De ce? Asta e soarta. Dar câți ani aveți, domnul Roman? 50. 50 de ani și nu aveți soție? Nu, nu, nu. Cum așa? E, așa sunt, clar. Dar ați fost vreodată căsătorit? Nu, nu. Niciodată? Nu. Și pentru cine gătiți, domnul Roman? Pentru prieteni, pentru domnul Scălătescu. Aha! Mi-am fost de două ori la el în curte. Da? Și-am gătit cu el, da. Dar cum ai ajuns, mă, și pe acolo? Eh. O poveste soarta mai lungă, da. Ce? În ce echipă vrea domnul Roman? Ia spuneți-ne, în ce echipă ați vrea să faceți parte? Din ce? Sincer, a luat domnul Stelăzit. Ce dacă mă pui să întrebăm să fie la zi? Malinci eu, mă. Hai, zi, mă, așa. Mulțumesc. Mulțumim pentru lecție, lecția de tradiție. Mulțumesc. Fără cuvinte. Ai două cuțite. Iar și pe al treilea, iar și pe al patrulea. Romane, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și să gătești. Sănătate multă, domnul Roman. Să gătești mult, Romane. Mai bine. Sănătate. Mulțumim, să rămână pentru masă. Extraordinar. E o surpriză foarte mare. Mă simt foarte bine, cu ajutorul Dumnezeu. Am trecut peste ce-o fost greu. Faptul că o să mă vadă un sat întreg e mare lucru. Mă numesc